Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre spectacolele din Roma antică. Dovezi care confirmă existența femeilor gladiator. Marile spectacole au fost principalul divertisment popular în Roma antică. Spre deosebire de Grecia, jocurile sportive precum atletismul sau boxul nu erau foarte populare. După cum e dictat de Res Geste Divi Augusti, putem găsi 6 tipuri de mari spectacola în etapa imperială: Ludi Circensis, Ludi Scenici, Certamina Atelarum, Munera Gladiatorum și Naumachie. Ludi Circensis, jocurile de circ. Erau practic jocurile organizate în circurile romane. Aceasta era o incintă de formă ovală cu o separare centrală sau spină. Acea coloană a împărțit nisipul în două benzi, formând astfel pista de curse. De asemenea, aceste clădiri au fost cele mai mari, putând găzdui circul maxim din Roma, între 200.000 și 300.000 de spectatori. De exemplu, circul Emerita Augusta a avut o capacitate de 30.000 de participanți, practic întreaga populație a orașului la apogeu. Aici se practicau curse de care de diferite modalități în funcție de lovitură. Pe primul loc avem bigas, 2 cai, trigas, 3 cai sau care, 4 cai. La un capăt al incintei erau amplasate ușile sau carcere, unde erau amplasate mașinile înainte de a ieși pe pistă. Când erau gata, gazda arunca o batistă sau o mapa pentru a începe cursa. Aceasta avea o durată cuprinsă între 7 și 5 ture, la greacă erau 12, iar cel care le-a parcurs primul avea să fie încoronat câștigător. Aceste spectacole erau extrem de periculoase atât pentru care cât și pentru cai. Accidentele aici au fost obișnuite, participanții suferind răni grave și chiar decese în multe ocazii. Cursele au atins un grad ridicat de popularitate în Hispania, carele și cailor fiind celebri în toate corturile Imperiului. Unul dintre cele mai proeminente figuri este hispanicul Gaius Apuleius Diocles, secolul al II-lea după Hristos. Până la sfârșitul carierei, a câștigat 1462 de jocuri și a strâns o avere de circa 35.863.120 de sesterți. Ludi Scenici, spectacole de scenă. Spectacolele de teatru din Roma au avut o importanță notabilă datorită influenței elenistice a Magnei Grecie. Mai presus de toate, după cucerirea Tarantului în 272 înainte de Hristos, îmbibând tragedii și comedii grecești. Inițial, locurile folosite pentru spectacolele de teatru erau temporare sau improvizate. În anul 55 după Hristos s-a construit primul teatru de piatră care ar putea găzdui 20.000 de spectatori, Teatrul lui Pompei. Măsurătorile scenei sunt similare cu cele grecești. Orchestra este semicirculară, în timp ce la greci este circulară. În plus, romanii, maestrii ai ingineriei, aveau să construiască teatrele folosind arcade, bol și galerii semicirculare care să comunice bine cu toate spațiile din incintă. Părți ale teatrului roman. Actorii romani foloseau toga pretexta romană, iar scenele erau însoțite de muzică și efecte, cum ar fi folosirea măștilor pentru a surprinde sentimentele personajului. Găsim și diverse genuri, deși favorita plebei romane era comedia. În acest gen se remarcă autori precum Plautus și Terence. Dialogul lucrărilor a urmat o anumită metrică și o parte din ele s-a cântat, cantica, iar o altă parte a fost rostită, divervia. Au fost incluse și interludii de dans, embolie și farse finale, exodie. Aceste spectacole puteau fi atât publice, organizate de stat, cât și private, plătite de un patrician. Genuri teatrale. Mima și pantomima. Gen teatral în care actorul dansează și interpretează povestea prin gesturi fără a vorbi. Pentru a anima scena găsim oameni care cântau la instrumente muzicale odată cu spectacolul. Tragedie cu un ton solemn are de obicei zei și eroi ca protagoniști. Corul e înlocuit de actori care cântau unele părți ale operei. În plus, conține un ton solemn și un limbaj înalt. Unul dintre cei mai mari exponenți ai săi a fost Seneca. Comedie, piese cu un ton satiric care au fost destinate în primul rând plebei, folosind astfel un limbaj ușor și grosolan uneori. Se remarcă Plautus și Terence, ale căror lucrări au un scop educativ. A avut mai multe subgenuri, precum fabula Trabeata, au fost incluși nobilii romani, fabula Togata, despre teme și personaje romane, și fabula Paliata, comedia de afaceri grecești.
Citarodia, concursul de cântec și poezie în care interpreții erau însoțiți de o citară. Era neobișnuit să se cânte fragmente de tragedii. Ca fapt curios, împăratul Nero era un fervent fan al acestui gen, susținând chiar și recitaluri care durau ore întregi, în care ușile erau închise pentru a împiedica oamenii să părăsească incinta. Potrivit lui Suetonius, în aceste recitaluri, unii participanți s-au aruncat pe tribune și femeile însărcinate au născut în același teatru pentru că nu aveau voie să plece în mijlocul spectacolului. Atelana și-a avut originea în orașul toscan Atela. Erau farse interpretate pe un ton satiric, mai ales improvizate. În ele alternau versurile și proza, iar actorii foloseau măști fixe. La acestea, considerate adesea obscene, au participat doar bărbații. Tetimimos, spectacole coregrafice acvatice, al căror nume e dat de zeița mării Tetis, au fost reprezentații care se dădeau în partea orchestrei inundată. Nudurile feminine erau comune în acest gen de spectacole. Venaciones au fost un alt gen dintre principalele spectacole publice care au făcut parte din ludii. Originea acestora a avut un caracter păgân, fiind sărbătorite doar la sărbători religioase. Ceilalți ludii care au existat au fost circurile, schenicii, menționați mai sus, naumachias și spectacole de gladiatori. Totuși, acestea ar putea fi suportate atât de stat cât și de un individ. Aceste jocuri se țineau în amfiteatru, dimineața începând din zori, potrivit lui Suetonius, ludii matutini. Deși au precedat spectacole de gladiatori, prima dintre Venaciones a avut loc la Roma în 186 înainte de Hristos pentru a sărbători victoria asupra etolienilor cu 80 de ani înainte ca primele lupte de gladiatori să fie introduse. Luptătorii care au participat la acestea erau cunoscuți ca venatores sau bestiarii. Datorită extinderii large a Imperiului, am putut găsi animale precum lei, tigri, elefanți, rinoceri, urși, crocodili, girafe sau hipopotam. În mod similar, găsim diferite tipuri de Venaciones, expoziții cu animale exotice care au fost antrenate, fiind asemănătoare cu cele ale circurilor de astăzi. Vânătoarea de animale sălbatice cu cuțit și suliță la acestea a fost frecventă și folosirea câinilor, lupte până la moarte între fiare. Înainte de spectacol, animalele erau hărțuite pentru a spori agresivitatea. De asemenea, erau legate în perechi, se aruncau asupra lor păpuși de pânză roșie, țepi sau foc. Confruntare între venatore și fiare sau lupta cu animale sălbatice, precum lei, urși sau tigri, împotriva oamenilor echipați ca gladiatori. Execuții, damnatio ad bestias, unii prizonieri au fost condamnați să piară sub fălcile fiarelor. Era o pedeapsă comună în timpul persecuției creștinilor. Naumachiasurile erau simulări ale luptei navale. Cuvântul naumachia în latină se traduce literalmente prin luptă navală. Aceste spectacole nu erau prea dese, întrucât realizarea lor era extrem de costisitoare. A fost de asemenea una dintre cele mai sângeroase, implicând mii de bărbați. Prima naumachia cunoscută este cea celebrată de Iulius Cezar în anul 46 după Hristos, despre care se crede că a fost ținut într-un bazin construit în râul Tibru. Augustus a sărbătorit următoarele într-un lac artificial situat pe malul drept al Tibrului, la care au participat peste 30 de corobii și 3.000 de oameni. Împăratul Claudius a sponsorizat și unul dintre aceste spectacole la lacul Fucino, în timpul anului 52 după Hristos. Alți împărați, precum dominicanul Titus Flavius, au oferit naumachias oamenilor din amfiteatre. Mai exact, împăratul a ținut unul la Coloseumul de la Roma, în 85, iar în prezent nu se știe cum au reușit să inunde locațiile. În mod similar, a sponsorizat altul, în 89, într-un bazin mare, înconjurat de trepte și escavat lângă Tibru. Certamina Atelarum, competiții atletice. S-ar putea spune că acesta e unul din cele mai puțin reușite spectacole în rândul populației romane. Acestea au fost în principal competiții atletice în stil grecesc. În ele am putea găsi următoarele modalități. Quincertium, alcătuit în aruncarea suliței, aruncarea discului, săritura în lungime, atletici și lupte. Lampadedromia, curse pe echipe, au fost organizate și curse în care alergătorii purtau echipament militar complet. Box sau pugilism. Se practica în principiu cu mânuși rudimentare realizate cu bretele din piele brută sau cu pumnul gol.
Romanii au inclus și bucăți de metal în aceste bandaje, configurând o nouă modalitate sportivă, cestus. A existat o modalitate deosebit de sângeroasă, cunoscută sub numele de pancrațion, în care practic nu existau reguli. Aici câștigătorul trebuia să-și facă rivalul să se predea sau să-l lase în imposibilitatea de a continua lupta. La fel s-au desfășurat și alte tipuri de concursuri, precum curse de cai cu jochei, care, aruncări de putere, curse de viteză sau de fond. Munera Gladiatorum, spectacole de gladiatori. Luptele de gladiatori au o origine etruscă și datează din secolul al VI-lea înainte de Hristos ca obiceiuri pur funerare. În principiu, acestea au fost sărbătorite ca parte a jocurilor saturniene, în jurul secolului al III-lea înainte de Hristos. Combatanții erau dintre cei mai variați, de la prizonieri de război, precum liberi sau sclavi, până la oameni liberi care au renunțat la drepturile lor civice de romani pentru a practica o meserie atât de periculoasă. Dintr-un spectacol religios a devenit un eveniment public, luptele desfășurate în amfiteatre fiind cea mai populară distracție în rândul romanilor. În plus, gladiatorii erau antrenați în așa numitele școli laniste de vechi gladiatori, sub pregătire riguroasă. În același timp, acești laniști erau profesorii și antreprenorii gladiatorilor pe care îi vindeau. Îi închiriau și se ocupau să le plătească salariul. La fel, gladiatorii puteau câștiga bonusuri de luptă egale cu salariul anual al unui maestru și considerabil mai mult decât legionarul mediu, care în secolul al III-lea câștiga 15.400 de denari pe an. Școlile laniste nu erau singurii proprietari de gladiatori. Cu faima pe care au dobândit-o, era obișnuit ca indivizi bogați să dețină gladiatori. Înainte de seară, gladiatorii ajungeau la locație îmbrăcați trecând orașul. Apoi aveau să facă o luptă simulată cu arme de lemn sau contondente în arenă pentru a continua să lupte odată ce suna claxonul care arăta că a început lupta. Laniștii alegeau pe gladiatorii care urmau să se înfrunte și războinicii săreau astfel în arenă. După luptă, publicul trebuia să decidă dacă va fi cruțată viața învinsului ridicând degetul mare pentru a salva sau coborându-l pentru ca acesta să fie executat. În ciuda acestui fapt, merită menționat că doar unul din 10 gladiatori a murit în arenă. În timpul Imperiului de Jos, doar împăratul sau organizatorul serii avea puterea de a cruța viața celor învinși. În mod similar, atunci când unui gladiator se dădea o sabie tocită, el era autorizat să părăsească profesia. Câștigătorii au fost premiați cu coroane împodobite cu panglici, aplauze și o recompensă bănească. Cei care au murit au fost târâți în spolarium de sclavi, unde au fost dezbrăcați de arme și haine, înainte de a fi scoși prin așa numita poartă a morții. Diferențiem mai multe tipuri de gladiatori în funcție de echipament sau forma de luptă. Samnitas, numele lor vine de la armele pe care Roma le-a luat din acel oraș. Erau echipați cu un scut mare alungit, o cască cu vizor și o creastă din pene. Aveau de asemenea o sabie scurtă, o cută pe piciorul stâng și un braț din piele sau metal care acoperea brațul și o parte a umărului drept. Murmilio purta o cască cu margini largi și o creastă mare care le dădea aspectul unui pește. În plus, îi purta o tunică scurtă cu brâu lat, un greve pe piciorul stâng cu un gladiu sau sabie scurtă și scutul drept unghiular și curbat tipic legionarului roman. Purtau și o gardă pe brațul drept și uneori purtau armură completă. Traci erau echipați cu un scut mic dreptunghiular și curbat și un pumnal curbat sau sica. Aveau cireli pe ambele picioare, precum și pe spate și pe brațul sabiei. Purtau o tunică scurtă cu o centură largă, iar pe cap purtau o cască cu vizor, o pană laterală și o creastă înaltă. Secutores, înarmați cu un scut dreptunghiular curbat, o sabie scurtă dreaptă și o carcasă netedă cu găuri mici pentru ochi. Sunt un derivat al Murmilio și sunt concepuți pentru lupta cu retiarii. Retiarius erau echipați cu plasă, trident și pumnal. În plus, purtau o tunică scurtă cu o centură largă, capetele erau descoperite și o protecție pe brațul stâng. Luptau aruncând plasa în rivalul lor pentru a-l imobiliza și a-l înjunghia cu tridentul, terminându-și atacul cu pumnalul pe care îl foloseau și pentru a tăia plasa. Lachiarii, ușor înarmați cu lasou și o tehnică de luptă asemănătoare cu cea a retiarienilor. Hoplomachus, echipat cu o armură destul de completă, cu pieptar,
cască cu vizor. Armele lor erau o suliță și un scut circular similar cu echipamentul hoplit. Echitezii se caracterizau prin lupta pe cal. Purtau o cască cu vizor închis, un scut circular și o suliță cunoscută sub numele de spiculum. Foarfeca s-a remarcat prin folosirea unei arme foarte caracteristice numită foarfeca romana, un tub de oțel călit în care își introducea întregul braț și care avea la un capăt un alt tub cu lama semicirculară. Purta o cască închisă cu vizor și o sabie mică și dreaptă. Esedarii, aceștia sunt cei care au luptat pe cară, au fost introduși de Iulius Cezar și au încercat să imite stilul de luptă al bretonilor. Andabate erau forțați să lupte și purtau vizorul coifului fără găuri. Dimacherus, probabil faimosul Spartacus, a fost acest tip de gladiator. Erau echipați cu două săbi și cu cirelii pe ambele picioare. Brațele lor erau cele protejate și purtau o centură largă. Provocatorii erau echipați cu o sabie, un scut și o cască cu două viziere, cărora le lipsea un bor pentru a evita să fie vulnerabili la rețineri. De asemenea, puteau purta o protecție pentru piept și obișnuiau să înceapă spectacolele de după amiază în amfiteatru. Spre deosebire de ceea ce s-a crezut cândva, a fost dovedită și existența femeilor gladiatori. Se pare că luptele de gladiatori erau spectacole foarte rare în Roma, însă potrivit unui nou studiu, analiza unei statui arată că femeile luptau în amfiteatrele antice. Statuia de bronz e a doua reprezentare cunoscută a unei femei gladiatoare, potrivit directorului de studiu Alfonso Manas de la Universitatea Spaniolă din Granada. Lucrarea veche de 2000 de ani, găzduită în Museum für Kunst und Gewerbein din Hamburg, arată o femeie cu pieptul gol mânuind un obiect care pare a fi o sabie scurtă curbată. Manas crede că este o sică, un tip de sabie înrudit cu gladiatorii traci. Acești gladiatori totuși purtau și coifuri, scuturi și tibie. Spatele, fără armură, era partea cea mai vulnerabilă a corpului. Experții credeau anterior că obiectul curbat era un strigil, un instrument folosit de oameni pentru igienă. Totuși, potrivit lui Manas, poziția femeii nu susține această teorie. Dacă s-ar spăla, nu ar avea sens să ridice un alta privind pământul, crede Manas. În plus, zona genitală este acoperită. Dacă s-ar spăla, ar fi complet goală. Brațul ridicat și capul înclinat reprezintă un gest tipic de victorie al gladiatorilor în arta romană. Manas găsește și o explicație pentru absența unui scut sau a unei căști. La finalul luptelor și-au scos căștile pentru a arăta spectatorilor chipul învingătorului, explică el. Și-au aruncat și scutul la pământ. În ceea ce privește pieptul gol, era și o normă pentru gladiatori. Atât femeile cât și bărbații au trebuit să lupte cu pieptul gol. Totuși, din moment ce majoritatea spectatorilor erau bărbați, poate că a existat un alt motiv pentru care femeile s-au luptat pe jumătate goale. În jurul internaționalului de istoria sportului, Manas explică: fără îndoială, apariția femeilor gladiatoare a fost menită să aibă și un impact erotic asupra spectatorilor. O altă reprezentare a gladiatorilor de sex feminin e un relief din secolul I sau al II-lea după Hristos, descoperit în Bodrum, Turcia, și care acum e expus în British Museum. Numărul mic de descoperiri în acest sens sugerează că puține astfel de spectacole au fost montate cu femei, în ciuda faptului că sunt menționate de scriitorii romani. Există relatări despre lupte de gladiatori în Roma și, potrivit istoricului din secolul I, Suetonius, împăratul Domitian a pus femeile să lupte noaptea luminate de torțe. În anul 200 după Hristos, un alt împărat, Septimius Severus, a scos în afara legii luptele între femei. Manas recunoaște că originea statuii din Hamburg e necunoscută, deși corespunde stilului peninsulei italiene din secolul I după Hristos. Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!